Sony A7 III este probabil cea mai bună cameră mirrorless din lume. Pare o opinie destul de radicală, nu? Adică sunt multe camere pe piață în momentul ăsta, unele cu mai mulți megapixeli, altele cu codecuri și compresii mai bune, unele mai bune pe foto, altele mai bune pe video decât Sony A7 III. 7.3 poate fi rezumat într-un singur cuvânt, echilibru. Da, este cel mai echilibrat mirrorless al momentului și adună tot ce este mai bun din întregul line-up Sony Alpha, care a ajuns să fie unul destul de extins. Cu alte cuvinte, fiecare nou Alpha a adus ceva deosebit, care acum se regăsește într-o formă sau alta pe noul Sony a 73 One camera to rule them all. Am fost printre primii posesori de Sony A7S în România, cameră pe care o am și o forjez și acum zi de zi. Am optat pentru A7S din rațiuni de producție video, așa că cel puțin din acest punct de vedere am avut cu ce să compar. Sony A7 III este cea mai versatilă cameră foto-video pe care eu unul am folosit-o până acum. Nu are viteza lui A9, sensibilitatea lui A7S2 și nici rezoluția lui A7R3, dar are câte puțin din toate, un all-rounder de vis. Cei 24,2 megapixele ai senzorului de pe Sony A73 nu sunt nici prea prea, nici foarte foarte. Nici prea puțin pentru foto, nici prea mulți pentru video. Senzorul este Backside Illuminated de generație 9 cu un dynamic range de 15 stopuri și un ISO nativ până la 51.200 și extins până la 102.400 pentru video și 204.800 pentru foto. Ok, nu te vei duce niciodată atât de sus dacă vrei rezultate utilizabile, dar este oricum impresionant. Nu îl depășește pe regele Lowlight A7S2, dar se apropie și produce imagini mai mult decât bune în lumină slabă. Nu are nici rezoluția de 42 de megapixeli a lui A7R3, dar trage imagini RAW în 14 biți, având o structură similară a senzorului. Și nu are nici viteza uluitoare a lui A9, care are un obturator electronic nemai întâlnit, dar asta nu l împiedică să fotografieze la 10 cadre pe secundă. Fair enough. Senzorul are stabilizare internă pe 5 axe, ceea ce este minunat. Asta înseamnă că poți folosi, sigur, în anumite limite, un obiectiv clasic, mecanic, din mână, atât la foto cât și la video. Cât privește obiectivele Sony deja stabilizate optic, A7 III funcționează perfect cu acestea, cele două stabilizări lucrând în tandem. Trei axe rămân pe senzor și două sunt preluate de obiectiv. Am testat treaba asta atât cu un obiectiv manual Zeiss Loxia de 50 de mm, dar și cu zoomul 24-70 GM stabilizat. Este o chestie foarte practică. Am putut să-mi pun în valoare colecția de lentile vintage, obiective încă extrem de competitive din punct de vedere optic. Autofocusul este un alt capitol la care Sony A7 III strălucește și nu e de mirare, dat fiind că moștenește sistemul cu 693 de puncte, care acoperă 93% din suprafața senzorului de pe A9. În modul continuu, în care de altfel l-am și utilizat la greu la filmare, a funcționat impecabil cu mult mai rapid și mai precis decât bătrânul meu A7S, având în plus AIAF-ul care detectează ochiul personajului sau urmărirea extrem de exactă a mișcării. La fel ca în cazul celorlalte camere noi din seria Alpha, A7S2, A7R3 și A9, și Sony A73 trage 4K la 30 de cadre pe secundă în XAVCS in camera, și are și câțiva și în mânecă. Odată că citește întregul senzor, asta înseamnă rezoluție 6K, pe care apoi o redimensionează la 4K. Asta se întâmplă la 24 și 25 de cadre pe secundă, în cazul lui 30P existând totuși un crop de 1,2X. Păstrează o opțiune pe care eu personal o ador, aceea de a filma atât full frame, dar și APS-C Super 35. Avem s 2 și s 3 pentru colorizare, dar și HDR pe televizoarele compatibile prin Hybrid Log Gamma, HLG, Chestie care pe mine personal nu mă interesează. Și acum, hai cu critica. Aș fi preferat mai degrabă înregistrare pe 10 biți, măcar pentru rezoluție Full HD, chestie pe care Panasonic o oferă până și în 4K in-camera, și măcar un 60 de frame-uri pe secundă, fie și în 8 biți, pentru rezoluția UHD. Nici măcar pe HDMI nu primim 10 biți în Full HD, în ideea în care ar fi putut fi atașat un recorder extern. Ăsta pentru mine este un deal breaker, o opțiune pe care o aștept pe seria Alpha de prea multă vreme. Dar încerc să înțeleg și politica Sony de a-și proteja gamele superioare de camere video. Partea cât de cât bună este că măcar pe Sony A7 III primim un mod dedicat de slow motion în Full HD până la 120 de cadre pe secundă, care face treaba asta in camera. Sigur că avem așa ceva pe Panasonic GH5 în 4K, nici măcar nu mai pomenim de asta, Sony poate aduce multe argumente tehnice în favoarea acestei decizii, dar băieți, îmi pare rău să vă spun, frustrarea rămâne. LCD-ul de pe spatele lui Sony A7 III este touch, ceea ce în anumite situații poate fi un avantaj, dar este o opțiune pe care o poți activa sau dezactiva în funcție de scenariul de lucru, ceea ce iarăși este foarte bine. Poți folosi partea de touch în timpul filmării pentru a fixa punctul de focus și pentru a produce tranziții line între zonele de focalizare, Sigur, poți face asta și de pe joystick, repet, în funcție de scenariul de utilizare. Așadar, văd că a bine venit această opțiune. Vizorul electronic este moștenit de pe A72, având o rezoluție și o rată de refresh mai mici decât pe A9 sau A7R3, dar aceeași rată de magnificare. Nu știu din ce motiv, mi s-au părut un pic cam leghi, cam lente, dar voi investiga asta mai amănunțit. Meniul principal rămâne... bizantin, așa cum au spus unii colegi din branșă. Mi se pare extrem de potrivită expresia. Este încărcat și încurcat, neintuitiv și greoi. Dar eu personal, utilizând de atâția ani numeroase camere din seria Alpha, m-am cam obișnuit cu el. Folosesc intens meniul rapid, dar și butoanele asignabile extrem de utile. La capitolul baterie avem parte de o îmbunătățire majoră și extrem de vizibilă. În sfârșit, din fericire, Sony Sonia 7.3 folosește același nou acumulator MPFZ100. Care se găsește și pe A9 sau pe A7R3. Vechea mea baterie de pe A7S este o glumă proastă și motiv de mare frustrare de-a lungul timpului, mai ales la filmări. Este inadmisibil să fi avut o baterie atât de mică pe un full frame atât de puternic și cu consum ridicat de energie, fie el și mirrorless. Noua baterie te duce până la 710 cadre în teorie, și din fericire camera poate fi alimentată și de la un power bank. Singurul mic dezavantaj pe care îl văd ar fi că noua baterie, substanțial mai voluminoasă, micșorează spațiul dintre body și obiectiv pentru cei cu degete butucănoase și mâini mari ca mine. Altfel spus, prinderea, gripul este un pic incomod pentru că nu mi intră degetele așa cum trebuie în acest spațiu. În rest, este o bucurie să pozezi și să filmezi o zi întreagă cu o singură baterie. Hai, maxim două. Prețul poate părea mare pentru cei care n-au ce face cu astfel de cameră, 10.399 de lei pe F64. Sigur, prețul recomandat în state este de 2.000 de dolari, dar de, așa e când trăiești altundeva decât acolo. Chiar și așa, prețul este extrem de bun pentru ceea ce oferă acest aparat. Un preț mult sub cei aproape 16.000 de lei pentru A7R3, la jumătate față de cei 22.000 de lei pentru A9 și chiar sub mai vechiul A7S3. În concluzie, pentru mine cel puțin, Sonia 73 este probabil cel mai bun mirrorless din lume. Esență tare într-o sticlă mică, la un preț mai mult decât corect. Am tras de el intens în aceste 5 zile cât l-am avut pe mână și sunt prea puține lucruri de care aș avea să mă plâng. Lipsa celor 10 biți după care tânjesc pe video, nesemnificative probleme de ergonomie, mărunțișuri. În rest, o cameră excepțional de bună la toate cu excepția acelor rare situații în care ai nevoie de rezoluție, viteză sau sensibilitate împinse la extrem. Mi-aș cumpăra așa ceva? Da. Și cred că anul acesta va fi și primul în care loialitatea mea pentru seria S va fi pusă la grea încercare. Nu uitați să dați subscribe canalului nostru de YouTube dacă v-a plăcut acest review și să apăsați clopoțelul de notificări pentru a afla în timp real ce postăm.